și simt posibilitatea performanțelor deosebite în viitor. Și vreau să scot cât mai multe lucruri legate de posibilitățile și talentul, mai ales al lui Patrick, în evidență, pentru că încep să le văd mai bine. Patrick va juca la Sibiu, apoi, grație acelui wildcard, la Timișoara, nu? Da, da, și surprinzător la meciul pe care l-a avut cu Marius Copil la Arad, la el acasă, la Arad, Marius Copil, Patrick a condus tot jocul. Da, acolo mă gândeam la o chestiune, aud primul serviciu, citisem că Marius Copil a doua zi urma să dea autografe fața primăriei, în timp ce vedeam meciul acela în care conducea Ciorcilă, mă și gândeam cum ar fi arătat o zi festivă din postura de perdant. Nu, dar și pentru că și Marius Copil are calități extraordinare, performanțe deosebite. După ce a câștigat meciul cu Patrick, deși Patrick l-a condus și a ieșit, eu am făcut câteva pariuri că el o să câștige turneul. Am fost foarte aproape. Ungur a jucat deosebit, dar Marius Copil a făcut performanță deosebită finală la Arad, într-un turneu important, un challenger cu o groază de puncte și cu tensiune, cu miză foarte mare, a reușit să facă performanța. Mai vreau să vă întreb ceva vis-a-vis de filozofia pe care, de exemplu, el și Bogdan Nițescu au adoptat-o, respectiv de a sări etape, de a se înscrie în turnee de seniori. Asta, dacă puteți comenta, există o rețetă sau e bine să o adaptezi după specificul fiecărui jucător? Nu, chiar am avut o discuție, am fost foarte curios să discut cu antrenorul lui și l-am întrebat câteva lucruri legate de modul de care au încercat și merită asta. Fantastic, 220 de kilometri pe oră și stângaci. 15. Da, scuze, între timp v-am întrebat ceva și v-am și întrerupt, dar a fost un serviciu fantastic. Chiar dacă pierde meciul acesta Cornea, îl pierde pentru că Patrick a jucat foarte bine, l-aș încuraja ca să se antreneze și să cu aceeași perseverență și cu aceeași seriozitate, pentru că și în situația în care astăzi pierde, sigur că nu e terminat meciul, așa arată lucrul astăzi, el are și el posibilități deosebite ca să facă performanțe fără limite. Da, privim spre acest final de game și apoi o să reiterez întrebarea. Da, o să încerc să revin la strategia pe care au încercat-o ei. Nu o să uit eu să vă întreb. Da, 30 egal, 4-2 pentru George. Este interesant și e important și n-am uitat și foarte bine că mi-aduceți aminte. A fost net primul serviciu. Poate că avem o mică pauză. Performanța în tenis la ora asta nu se mai face cu siguranță întâmplător. Jucătorii au echipe în spatele lor, apelează la tot progresul, toată știința care de care beneficiem la ora aceasta și talentul nu mai este suficient ca pe vremea lui Năstase. Strategia de a juca la un moment dat turneele Futures aș putea să spun că a fost o strategie inteligentă. Atunci când Țiriac a spus cu mulți ani în urmă ca să organizăm turnee, să aducem competiția pentru tinerii jucători din România, se întâmpla atunci când Mergea și Tecău au câștigat Wimbledonul la junior, la simplu și la dublu. E impresionant serviciu. Și totuși Patrick n-a fost surprins, a lovit mingea, sigur că nu a reușit returul, dar și nu a fost surprins. Și mai mult decât atât, n-a fost defensiv în încercarea lui de a returna, a vrut să facă mare dreptate. Retur. Mare dreptate. Egalitate din nou.
Out, s-am văzut și noi de aici. Așa este. Și atunci, Țiriac spune, domnule, aducem competiția pentru tinerii jucători ca să aibă competiția în România, să-și continue școala, că era un risc la 15-16 ani să renunți la școală. Dacă ai competiția în România, te duci până la 18 ani, îți termini liceul și după aceea poți să te concentrezi după ce ți-ai pus baza în școală. După aceea poți să te concentrezi pentru o perioadă numai pentru tenis și era important lucrul acesta. Impresionant, din nou, ambii au lovit mingea, e game, e 5-2 pentru Churchill, da. E o pauză și o să vă rog să vă continuați. Multă ușurință. Care a fost surpriza pentru noi? Noi am adus turneele acelea în țară și nici mergea, nici Tecău, care erau juniori, pe atunci aveau vârsta lui Patrick, nu au jucat turneele. Nu le-au jucat. Ori, ce trebuie să facă un tânăr? Pe la 15-16 ani, să înceapă să joace turneele acestea, fără niciun obiectiv, fără să acumuleze puncte, fără clasamente, să înceapă să vadă ce se întâmplă într-un turneu profesionist, unde jucătorii au puncte în clasamentul mondial, să înceapă să capete experiență, să se obișnuiască, să vadă și ei, să-și pună problema, domnule, vreau să fac performanță mondială, uite cam ce se întâmplă. Și cu cât încep mai repede lucrul acesta, cu atât avantajul lor este mai mare. Dacă și vorba beneficiază despre limite mai mult. Aici, eu mi-aduc aminte așa flash de interviul acela, de răspunsul la o întrebare de după Roland Garros pe care l-a dat Nadal, ce faci când ajungi dincolo de limite? Și spunea Nadal, încerc să mai rezist puțin pentru că nu știu în ce situație se află adversarul meu în momentul acela. Poate că va renunța el primul. Deci probabil nevoie de limite pe care nu ți le poți verifica decât confruntându-te cu cei care contează, să zic așa. Sigur, e o luptă în primul rând cu tine, cu adversarul, cu tine, cu dificultățile, cu presiunea, cu dorința de a te realiza. Și nu poți să ajungi să faci performanțele acestea, că de fapt vorbim de performanțe. Uăleu, formidabil cum a putut să dea forehand-ul acesta cu dreapta invers cornea. Impresionant, chiar dacă pierde în felul acesta, da, mi-a arătat calități deosebite, cu un fizic, cu lovituri foarte, foarte, foarte bune. E 15 egal în acest moment. Eu îmi fac datoria de comentator, domnul Rădău. Eu insist pentru că e foarte important. Adică pentru un tânăr, și mă duc înapoi ce inteligent a făcut Bogdan și Patrick, că au beneficiază și se duc și joacă turneele acestea și joacă mai puțin turneele de junior, pentru că până la urmă sigur că sunt niște etape, dar performanța, oricât de mare este la junior, sigur că fiecare își dorește, până la urmă performanța înseamnă clasamentul mondial și de-abia acolo încep să ai realizările pe care cu siguranță fiecare jucător și le dorește, legate de apreciere și de realizare materială. Ori asta o faci numai dacă ești în clasamentele mondiale și dacă performanța este foarte, foarte, foarte ridicată. Ajută mult aceste turnee futures pentru că ele scutesc bani, energii consumate, avioane și alte lucruri colaterale care își pun amprenta asupra desfășurării unui partid. Ori această serie de turnee din România, așa și extinde și spre cele de care vă ocupați, fac bine, probabil, tenisului românesc și pot scoate la rampă, iată, jucători cum sunt și cei de astăzi, Dumitrașcu, de care vă vorbeam, nu credea nici el că o să facă un punct ATP atât de repede și atât de spectaculos, venind din calificare. Exact, și i-aș sfătui pe părinți, pe antrenori, pe jucători, pe toți cei care sunt implicați în tenis, cât mai devreme posibil, că e 14 ani, că e 15 ani,
Vino, domnule, și joacă turneele astea, nu trebuie să acumulezi puncte. Dar dacă ai posibilitatea ca să faci treaba aceasta câțiva ani, sigur că ai câștiguri mari. Să vedem, e prima minge de meci. Prima minge și o fructifică din plin Patrick Ciorcilă, e mulțumit și el și antrenorul său, Bogdan Nițescu, un dublu 6-2 cu acest jucător care ne-a impresionat și pe noi, cu jucătorul sibian Vlad Victor Cornea. A fost o partidă agreabilă, sperăm ca și comentariul nostru să fi fost la înălțimea meciului, pentru că l-am avut invitat pe domnul Dumitru Hărădău, aflat aici în trecere, dar cu siguranță implicat în continuare, pentru că sunteți organizator la BRD Țiriac Năstase Trophy de 18 ani, iar acum construiți și altceva. O să vă rog să-mi spuneți ce, apoi o să trag eu concluziile și o să reiterez invitația pentru a ne urmări și în zilele următoare. Vă rog scurt, iar pe colegii rog să mă oprească când timpul nu ne va mai fi alături. Am urmărit un meci foarte interesant. Am fost impresionat de modul în care încă de la încălzire cei doi jucători loveau mingea. Se vedea clar că au calități deosebite pentru marea performanță și m-a impresionat totuși cât de ușor a reușit Patrick să câștige meciul 6-2-6-2 cu un adversar foarte incomod, pentru că dacă pe Cornea îl lasă să joace, e foarte greu să-l învingi și sigur că talentul deosebit al lui Patrick l-a adus în această situație. Da, trebuie să încheiem din păcate, probabil cu alte ocazii, domnule Hărădău, vom continua demersul nostru, acela de a aduce pe toată lumea în jurul tenisului românesc. Vă dau întâlnire și mâine pe TVR Cluj de la ora 17 cu cea pe care vom considera partida zilei. Să nu uitați de întâlnirea de sâmbătă de la ora 11, sunt semifinalele, în direct atunci și pe TVR3, duminică finala în direct atunci și pe TVR3 începând cu ora 13 într-un comentariu asigurat de mine, dar în principal de Ciprian Porumb, care va fi alături de mine, și nu uitați nici de întâlnirea de dublu care se va difuza vineri de la ora 16. Sunt Ovidiu Blag și vă mulțumesc alături de invitatul meu Dumitru Hărădău că ne-a fost alături. Și eu vă mulțumesc foarte mult și am chiar rugămintea vis-a-vis de ce meci vreți să programați, să-i dați posibilitatea cât mai mult lui Patrick să joace cu televiziunea, că îl motivează. Mulțumesc. Și de încredere. Da, o să-i transmit și domnului Dumitrescu. Mulțumim foarte mult, vă dorim o după-amiază plăcută în continuare. La revedere! La revedere!
Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Realizăm astăzi emisiunea Români fără frontiere cu un invitat special venit tocmai din Germania, răspunzând invitației profesorului Pompiliu Manea. Îi mulțumim și noi domnului profesor Manea pentru că ne-a intermediat această întâlnire și mai mult este gazda noastră pentru a realiza acest interviu. Așadar, avem onoarea de a sta astăzi de vorbă cu doctorul Florin Mătrescu, cel care în anul 1980 lua decizia de a părăsi România. Așadar, de mai bine de 30 de ani, domnia sa trăiește în exil și nu în diaspora. Am făcut această precizare pentru că adeseori acești termeni se confundă. Care este diferența dintre a trăi în exil și a trăi în diaspora, ne va spune chiar invitatul nostru, Florin Mătrescu. Să trăiești departe de țara în care te-ai născut este poate cea mai grea încercare pentru un om. Florin Mătrescu a fost forțat de către regimul comunist din România să facă acest lucru. A cunoscut ororile comunismului atât în copilărie cât și în anii care au urmat, când la cârma țării s-a aflat Nicolae Ceaușescu. Multe din dramele trăite în acele vremuri se regăsesc în cartea semnată de el, Holocaustul Roșu sau Crimele Comunismului Internațional, apărută în două ediții, în 1993 și 1998. Florin Mătrescu s-a născut în anul 1940 în comuna Gurbănești, județul Ilfov, într-o familie de intelectuali, tatăl său fiind preot. Acest lucru trebuia să fie o binecuvântare, dar pentru comuniști era doar o origine nesănătoasă, iar pentru familie era un motiv de teamă și teroare. Cu toate acestea, Florin Mătrescu și-a urmat visul, acela de a deveni medic, absolvind în anul 1963 Facultatea de Medicină din București ca șef de promoție. A lucrat apoi ca medic de familie în comuna Cocora, județul Ialomița, în paralel finalizându-și doctoratul în medicină internă. Între anii 1970 și 1980 este asistent universitar la Spitalul Brâncovenesc și mai apoi la Spitalul Municipal București. A fost o perioadă de grele încercări, de umilințe, nedreptăți și amenințări din partea comuniștilor, care se aflau și la conducerea spitalelor. Dorind să lupte cu acest sistem opresiv și dictatorial, la 40 de ani ia calea exilului. Și chiar dacă de mai bine de 30 de ani trăiește în Germania, amintirile legate de viața sa din România sunt la fel de vii și de dureroase. Amintiri foarte frumoase, văzute prin prisma unui copil, însă umbrite de anii de început al comunismului în România. De pildă, cred că ceea ce m-a marcat și poate a și dus la scrierea cărții ulterioare a Holocaustului Roșu a fost bătăile pe care le primeau țăranii din Gurbănești în beciurile miliției, conduse de un ticălos, Tănăsoiu se numea plutonierul. Și știu că cel puțin 30-35 de țărani din Gurbănești și Coțofanca, necedând intrării în gospodăria colectivă, au fost omorâți. Deci imaginea de copilărie, din copilărie înseamnă amintiri frumoase a satului românesc, nu foarte dezvoltat în zona aceea, câmpurile frumoase, anotimpurile pe care le degustam, tot umbrit de regimul comunist pe care îl percepeam natural ca un copil de vârsta mea. Mama îi pregătea tati în orice caz în fiecare seară, le împacheta lucrurile, era pregătit ca în fiecare seară să fie arestat de securitate. Odată cu 7 ani am plecat la București, am făcut liceul Șincai, a urmat facultatea de medicină, am terminat ca șef de promoție, asta s-a întâmplat și la liceu. După terminarea facultății am fost numit în învățământ, după 8 ore mi-au anulat această numire, și cu ajutorul unor pile am ajuns în comuna Cocora ca medic de circumscripție, unde mi-am petrecut 3 ani jumătate. De ce v-au anulat acea numire în învățământ? Pentru originea proastă socială a tatei. Interesant este că după ce am terminat doctoratul am avut o perioadă de 3 luni de șomaj, am vrut să mă reîntorc la Cocora, le-a fost până și lor rușine. Se trimite un doctor în științe medicale la Cocora, eram numai 4 în întreaga țară, doctorat cu frecvență, și atunci, prin intervenția unui conferențiar, Leon Bercu, care era medicul personal al Leonte Răutu, marele Leonte Răutu din Comitetul Central,
a dat un telefon și acest telefon a rezolvat numirea celor patru rămași fără post și cu doctoratul terminat, numirea în învățământ. În învățământ a fost numit în clinica vestitului Vasile Fica, ofițer de securitate acoperit, dar el s-a prezentat tot timpul ca profesor universitar, și socrului Oprescu, actualul primar al Bucureștiului și candidat la primărie. Cert este că relațiile mele cu acest socru al Oprescu au fost mizerabile, pentru că el era un om greu de descris. Nu vă pot da amănunte. Revenind însă la traiectoria mea, relațiile tensionate cu fica au dus la momentul în care, din trei surse diferite, dar toate veneau din partea securității, cu bună voință, mai mare sau mai mică, am fost avertizat că s-a lansat zvonul că n-aș fi sănătos mental. Asta o spunea în primul rând fica, pentru că nu acceptam toate porcăriile pe care le făcea în clinică. Aceste avertizmente le-am luat în serios și atunci am cerut ultima oară și disperat o excursie în străinătate, excursie care îmi fusese până atunci refuzată cu obstinație. Făcuse în 3-4 încercări de a pleca cu nevastă mea în excursii, cu gândul absolut clar să nu ne mai întoarcem. Cei 10 ani lucrați în spitalele din România i-au adus beneficii profesionale. S-a dedicat trup și suflet profesiei, aceea de medic, dar și de dascăl, fiind asistent stagiar. Era iubit de studenți și în egală măsură de pacienții pe care îi îngrijea. Îi plac lucrurile făcute cu profesionalism, corect și fără compromisuri, iar dacă aceste principii nu sunt respectate, are curajul de a protesta. Această atitudine însă nu era pe placul celor aflați la conducerea spitalului. Pentru a scăpa de el, i s-au oferit 3 burse în străinătate cu condiția de a semna o adeziune pentru a deveni informator al securității, dar a refuzat. Astfel că singura modalitate de a-l elimina era un pașaport pentru Germania. Interesant este că ceea ce mi-au refuzat, deci până la 40 de ani, fica a fost cel, asta am aflat a posteriori, care mi-a mijlocit obținerea unui pașaport turistic în Germania. Asta s-a întâmplat în 1980. Aveați deja și copilul? Copilul exista, maica avea la vârsta aia 10 ani de zile și maica a fost un fel de garanție formală. Eu am dovezi că știau foarte bine că voi pleca și cel care s-a luptat vitejește ca să obțină acest pașaport a fost tocmai cel care m-a terorizat timp de 10 ani de zile. Vrea să scape de mine. În contextul ăsta, bălmăjala asta, cred că am reușit să scap și cei care mi-au dat avizul undeva în spatele ușilor închise, au făcut-o chiar cu sentimentul că mă protejează. Mă scot într-un mediu în care pot evolua în continuare ca medic și ca om. Și ați plecat într-o excursie în Germania. Am plecat. Era o excursie organizată la care v-ați înscris? Nu, am plecat numai cu soția mea cu mașina. Am știut că la graniță sunt pe o listă. Vameșul s-a și uitat și a înclinat către mine, mi-a luat cele două curele de ventilator spunându-mi că eu nu o să mai am nevoie de ele. Ce vezi, dovadă mai clară că eram pe lista să mi se dea drumul. Am cerut azil politic, nemții mi l-au refuzat. Un paradox al lumii occidentale: dacă la venirea în Germania vă declarați ofițer de securitate, primeați imediat azilul politic. Pentru că argumentul era, dacă vă reîntoarceți în țară, suferiți represalii. Dacă fugeați din România și ați abune cazuri cu comunismul considerate de minore, nu vi se acorda azilul politic și trebuia luptă mare, ceea ce am dus și noi printr-un proces și am câștigat cu mare greutate azilul politic și șederea definitivă în Germania, iar după trecerea anilor respective, cetățenia germană. Copilul rămăsese în țară, da, și alți membri ai familiei. Ce repercursiuni au fost asupra lor? Au chemat-o pe mama de Enor la securitate și pe fata mea, le-au amenințat. Le-au atras atenția că dacă nu-mi văd de treabă, s-ar putea să o sfârșesc într-un șanț, etc., etc. Teroare psihică câtă vreți.